Schimbăm registrul pentru moment și vă arătăm cum o bugetară șefă a fost filmată când doarme cu capul pe birou. Este vorba de o șefă a Teatrului Dramatic din Târgu Jiu. Femeia primește și un spor pentru munca în condiții vătămătoare. Stefănușa Virginia Popescu, șef serviciu în cadrul Teatrului Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu. Femeia a fost filmată în timp ce dormea cu capul pe birou în timpul orelor de program. Alături pe masă este și o farfurie, semn că pe angajată a luat-o somnul după masa de prânz. So pentru munca sa de la teatru, șefa de serviciu primește și un salariu lunar de bază de 7.000 de lei, dar și un spor pentru muncă în condiții vătămătoare de peste 800 de lei.